Spectacol nelimitat oferit de Digi. Rubrica oferită de Digi. Zi-mă ce vrea telefonul tău. Ce vrea telefonul meu? Vrea acces nelimitat la ce și-ar dori el cel mai mult, semnal și internet. Mă gândeam că poate vrea și un alt posesor. Poate s-a săturat. Nu s-a săturat, încă mă mai suportă că am vorbit cu el. Așa. Am vorbit foarte mult cu el pe autostradă, pentru că m-am întors în București, ca majoritatea cetățenilor, luni, a doua zi de Paște. Așa că, pe autostradă, jumătate am stat în coadă, în ambuteaj. Și nu m-am gândit niciodată că dacă sunt mult mai mulți oameni la un loc, nu o să am semnal la internet și telefon. Se face un dop de semnal, nu mergea netul deloc. Exact. Cu cât ne îndepărtam unii de ceilalți, venea semnalul de la internet, ne apropiam, iar dispărea așa, așa că am stat și am vorbit cu telefonul. Mă uitam. Antena din zonă nu făcea față la cantitatea de... Conducta de internet era conducta prea mică. S-a sublumat exact, conducta. Și erau prea mulți care consumau în același timp. Noi am fost la munte și într-una din zile am urcat până la barajul Paltinul. Da. Știi unde e barajul Paltinul? O să zic da, dar te voi minți. Mergi pe Valea Doftanei și ajungi la barajul Paltinul. Ok, acolo. Asta știu, da. Și la un moment dat se pierde semnalul, evident. Și noi trebuia să ne întâlnim și cu alți prieteni. Și noi așteptam telefonul lor. Și după o oră ne-am gândit că trebuie să plecăm și imediat cum am ieșit din partea aia, aceea fără semnal, au intrat o grămadă de mesaje. Asta se întâmplă când nu ai mesaj, când exact. Nu ai semnal la telefon și telefonul tău are nevoie de asta pentru a supraviețui, că nu mai putem fără asta. Digi nelimitat înseamnă că ai internet nelimitat, în plus ai și roaming în Uniunea Europeană inclus și ai niște super tarife în afara Uniunii Europene, lucru care mi-ar fi trebuit când m-am dus în state. Asta e ofertă nelimitată și să vă mai spun ceva, pe cifre, tehnic, da. Cei mai mulți români care aleg să se porteze, să-și ia numărul dintr-o rețea și să o ducă, o duc la Digi. Pentru că ai o mulțime de promoții super avantajoase, despre care poți afla dacă intri și pe site-ul lor, pe digi.ro, sau intri în orice magazin Digi și acolo ți se vor explica toate. Această rubrică a fost oferită de Digi.